Bună seara! Azi e 12 aprilie, sau să zice 12. Azi e ziua internațională a cuceririi spațiului, a cosmonauticii, cum se zice în mod diferit, în Est, în ex-Uniunea Sovietică și lagărul socialist și în Vest, pentru că atunci în anii 50-60, după războiul 2 mondial, se întreceau două mari puteri, Uniunea Sovietică cu 15 republici și cu lagărul socialist și Statele Unite cu lumea occidentală. Se întreceau care o duce mai bine, care sistem de viață capitalist sau socialist, sistem de organizare economică a țării e mai bun. Și iată, în timpul acestui război rece și în această goană a supremației și a întâietății, rușii au trimis în octombrie 57 primul Sputnik, primul satelit artificial al Pământului. După aceea, în 61, pe 12 aprilie, au trimis primul om în spațiu, pe Yuri Gagarin, care a făcut doar câteva tururi în jurul planetei, s-a întors cu succes pe Pământ și asta a fost singura lui realizare. A stat închis în capsula aceea, cum au stat și câinii Laika, Belka și Strelka și cine au mai fost pe acolo, niște câini de experimente ceva mai devreme decât el și care nu s-au mai întors săracii vii înapoi. Sau poate unii au reușit să se întoarcă, pentru că altfel cum ar fi verificat dacă poate supraviețui omul în scafandrul acela sau nu. Iar după aceea, la sfârșitul anilor 60, americanii au aselenizat, au trimis doi oameni pe lună. Și după care s-au întrecut în a-și face arme. Până la urmă, se pare că sistemul capitalist a învins, Uniunea Sovietică s-a prăbușit ca o casă din cărți făcută. Explorarea cosmosului însă n-a intrat în declin, din contra, și acum există pe orbită o stațiune internațională unde cel mai des pleacă, spre care pleacă cel mai des rachete de pe cosmodromul Baikonur din Kazakhstan, dar care a fost construit pe timpul sovietic. Și tot în Federația Rusă, în taigaua siberiană, aterizează cosmonauții când se întorc acasă, dar lucrurile se schimbă și degrabă vor zbura probabil cu rachetele lui Elon Musk sau cu rachete europene. Chiar dacă Federația Rusă și-a mai construit un cosmodrom undeva în Rusia, dar nu prea ține pasul. Din contra, au ajuns la aberații de tipul să aducă preoți să sfințească racheta înainte de decolare sau să trimită icoane pe orbită. Ceea ce înseamnă că Federația Rusă a intrat într-un declin spiritist, ideologic. Dictatorul Putler, iată, în al 20-lea an de guvernare, înclină spre naționalism șovinist, s-a apucat să recucerească pământurile Uniunii Sovietice prin invadarea Crimeei, s-a certat cu Republica Soră, Ucraina, acaparându-i pe lângă Crimeea și o parte din teritoriile estice, regiunea Donetsk și Lugansk, ceva de felul ăsta, porțiuni din regiunea aceea, stârnind un război fix ca cel de la Nistru din 92, când pe 2 martie Republica Moldova adera la Organizația Națiunilor Unite, iar la Dubăsari se isca un așa zis conflict interietnic, război civil, când de fapt era o diversiune a serviciilor secrete rusești,
cu implicarea armatei a 14-a și cu agenților din Federația Rusă. Atunci și Ucraina era părtașă la acea fără de lege, la acea provocare, la acea ilegalitate, dar iată de atunci conflictul e înghețat, câteva luni a durat faza fierbinte, câteva sute de oameni au murit, câteva mii au fost rănite. Ucraina între timp și-a dat seama că a făcut o mare greșeală, pentru că iată, istoria s-a repetat după aceea cu Georgia, cu Armenia, cu Azerbaijan și iată cu Ucraina. Deci ziceam, în spațiu este că explorarea cosmosului rămâne cam de domeniul trecutului sau de preocupări așa marginale ale oamenilor de știință ruși. Din contra, la Academia lor de știință s-a deschis recent catedra de teologie, deci au ajuns atât de departe încât teologie să o considere știință și patriarhul lor e peste tot unde se iau decizii, inclusiv acum când s-a modificat Constituția și se pare că noua Constituție rusă va scrie că sunt, se pare, țară pravoslavnică. Nu știu cum, pentru că au o minoritate musulmană, de exemplu, enormă, mai ales în țările, în republicile autonome sudice. Oricum, lucrurile s-au complicat și în Statele Unite, pentru că, iată, degrabă îi se termină primul mandat al lui Donald Trump, care nu e doar conservator, dar e și ușor dus cu pluta. Nu credea de acest coronavirus că e periculos și că poate să se contamineze și el cu asta, la fel cum nu credea nici președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. Dar acum și-au dat seama că au greșit și iată, în Statele Unite sunt sute de mii de îmbolnăviri și zeci de mii de morți. Mor câte 2000 pe zi, cel puțin din surse oficiale, nu se știe câți mor cu adevărat. Virusul ăsta vine din China și nu se știe când își va termina efectul. Iată, omenirea s-a trezit nepregătită să facă față unei noi provocări de acest fel, pentru că, ați văzut, a băgat banii până acum în arme de tot felul și în religii, în biserici, în moschei, în catedrale de tot felul. Și americanii tot nu degeaba l-au votat cei mai mulți pe Trump, pentru că și acolo sunt foarte mulți bigoți, nu neapărat pravoslavnici, religioși, sunt protestanți, catolici, baptiști, cum îi cheamă, budiști, de toate religiile, nu doar creștine sunt acolo în Statele Unite și atât de religioși sunt încât își bagă toate economiile, toți banii în edificii enorme, în cupole aurite, în industria asta a iluziilor. Și iată că nici noi nu suntem mai breși. Uitați-vă ce ni se întâmplă pe internet. O invenție recentă, nu-i așa, de vreo 30 de ani doar, dar pe care au ajuns să se exprime foarte mulți, inclusiv moldo-români, concetățeni de-ai noștri. Nu știu ce s-a întâmplat, că s-a oprit transmisiunea pe Facebook, dar eu o înregistrez și o să o bag de grabă pe YouTube. Concetățenii de-ai noștri, în număr de exemplu, 59.000 stau pe un grup cu nume tare fain, prieteni cărora le place Jurnal TV, de pe Facebook. Și aici un ins cu numele Mișa Cot a publicat acum 10 ore un găinaț, o porcărie vomitată de site-ul ortodoxinfo.ro, căcică vaccinul pentru noul coronavirus va fi folosit pentru reducerea numărului populației globului. Vaccinul încă nu a fost pus în circulație,
nu a fost introdus în producție industrială pentru că încă nu-i testat și vaccine au elaborat vreo 40 de laboratoare în toată lumea, inclusiv în România, la Timișoara. Spun medicii epidemiologi că au identificat un vaccin potrivit pentru nou coronavirus. Actuala lui formă, pentru că la fel ca orice virus, inclusiv virusul gripal, el se schimbă, se modifică de la om la om, de la sistem imunitar, de la celulă la celulă, el se modifică, se denaturează, se schimbă. Ei bine, pentru forma actuală a coronavirusului s-a identificat vaccin și se lucrează la dozare, la testare, deci abia în toamnă, spun britanicii, că ar putea să fie acest vaccin disponibil pentru vaccinarea populației, dar Ortodox Info știe deja că el va fi folosit pentru reducerea numărului populației globului și arată cu degetul, cum arătau până mai ieri la Soros, arată cu degetul la săracul Bill Gates, inventatorul sistemului de operare Windows și altor programe interesante. Ia uitați-vă cine e acest Misha Kot, chiar pe prima lui pagină. Omul se laudă că e de la Spitalul de Psihiatrie, secția Facebook, WhatsApp și Messenger. Are poze cu Iosif Stalin, deci e clar pe cine admiră. Se inspiră din Federația Rusă, după cum vedem o grămadă de videouri din Federația Rusă. Aici îl are și pe Putin cu Lukashenko. Și înțeleg că acum e șofer de tir prin Europa, se pare că în Franța, dar mai ieri a publicat un video cum șofa spre Bruxelles, se pare. Deci omul e atât de irresponsabil, e atât de irresponsabil încât în timpul mersului folosește, Oleg, nu pot să vorbesc cu tine, folosește telefonul și filmează cu el și tare mă tem că îl ține în mână. Așa vertical, eu nu știu cum pot să-l pui ca să filmez fără ca să-l ții în mână. Și ziceam că se ducea spre Belgia. În clipul ăsta el spune că se duce spre Belgia. Mă sună cineva și o să-l refuz. Altfel, dacă-l accept, cel mai probabil nu o să meargă. Sau dacă o să meargă, nu o să audă decât sunetul. Igor Lungu zice, nu crede nici el în conspirații, dar dar să mă uit la clubul bun creat de Bill Gates. Ce club bun a creat Bill Gates? Înțeleg, dar că se vede totuși. Nu mi-arată mie monitorul, dar la voi pe Facebook se vede. Dacă e așa, continui și o să mă opresc de vorbit când termin. Deci, insul ăsta care a difuzat chestia e un om real, dacă mai ieri v-am semnalat despre o diversiune a unui troll, probabil PSD-ist sau kremlinez, la care au rezonat câteva mii de oameni. Acum avem un om real care poate că are și cetățenia română. Vedem că a dat like la o agenție de consultanță despre cetățenia română. Îl interesează și remodelarea corporală, deci omul are planuri mari, mănâncă pizza și grătar, lucrează în construcții și după profilul de Facebook înțelegem că Misha Kot, sau care se prezintă și cu pseudonimul Ion Turbincă, ar fi din Rezina sau Râbnița sau oricum e de la Nistru, din Nord. Și ca el s-au găsit până acum 143 de moldoveni și poate nu doar moldoveni, care au difuzat porcăria. Foarte puțini i-au zis că e minciună, că e știre falsă. Totuși, să vedem cine a creat, cine a generat așa știri. Site-ul ortodoxinfo.ro. Nu știu de ce încă n-a ajuns la el comitetul ăsta de situație de urgență din România, care în primele zile de activitate a blocat niște site-uri de fake news. La ortodoxinfo.ro încă n-au ajuns
Și nu cred că ar fi legat. Băi, omul ăsta e absolut irresponsabil. Cum pot să suni? Îl bag în emisiune să văd ce o să... Cum pot să suni de atâtea ori când vezi cât se închide? Cât de needucat trebuie să fii? Vezi? Nu pot să vorbesc cu tine. Și acum o să insiste... Acum o să insiste să mă sune pentru că i-am răspuns și a crezut că e vina tehnică. Site-ul ăsta nu cred că aparține patriarhiei sau vreunei mitropolii, ci mai degrabă aparține vreunui grup naționalist. Văd că are un al doilea slogan pentru o dreaptă informare, deci acum legionarii din România se numesc noua dreaptă sau ceva de felul ăsta și tot ce vine de la ei e cu dreapta informare. Are rubrici ortodoxie și mai multe versiuni de Biblie, antisistemă, obsedați de Big Brother, chipuri și vaccinuri, deci nu e un accident textul ăsta mincinos despre Bill Gates. Ecumenism despre sinodul tâlhăresc, deci probabil sunt niște bisericoși care nu le-au intrat în grații și încă o rubrică despre chipuri. Atât de tare sunt obsedați de chipuri încât au și o subrubrică și o rubrică chipuri. Și aici despre războiul 3 mondial în engleză, World War, asta înseamnă, opus prescurtat VV3. Și Sfintele Canoane, după cum vedem, sunt tare, tare bigoți religioși, cum erau și legionarii interbelici care au făcut atâtea, atâtea crime împotriva oamenilor care nu erau de credința lor, care nu erau de religia lor. Și site-ul ăsta sunt convins că pentru falsurile lui ar trebui să fie închis de către organele de stat, ar trebui să reacționeze SRI-ul dacă are extensia.ro. Dar deocamdată nu face nimeni asta și vedem că a fost vizionat până acum de jumătate de milion de oameni. Nu știu dacă articolul ăsta sau întreg site-ul, dar e îngrijorător ce impact are. Charlie G. a comentat ieri că discursul lui Gates, prezentarea lui dintr-o conferință internațională celebră, TEDx, e trunchiat și dacă lăsau continuarea filmulețului, reieșea clar despre ce vorbește, că acolo folosirea vaccinelor duce la scăderea de CO2, pentru că conferința lui Bill Gates era despre CO2, despre poluare. Dar ei au extras din context, au tăiat finalul și acolo lor le reiese că ar fi spus că vaccinul conduce la reducerea populației, ceea ce e o aberație și e periculos pentru democrație și pentru sănătatea populației. Pentru că se știe, vaccinele au salvat milioane de vieți până acum și cu cât sunt mai la timp aplicate vaccinele, cu atât mai eficiente. Chiar și acum mor oameni de gripă sezonieră și se constată că cei mai mulți dintre ei nu erau vaccinați. Chiar și acum mor oameni de rujeolă, de exemplu, și se constată că cei mai mulți de ei nu erau vaccinați, copii sau chiar maturi, și oamenii tot continuă să spună că vaccinul ar fi un pericol pentru populație. Totuși, în nesimțirea lor, în intenția lor de a face rău, iată, se războiesc cu religia musulmană și arată vorba păcătosului adevăr grăiește sau ceva, vorba omului beat poate fi adevărată, la fel și cu Ortodox Info, lovind în musulmani. Da? Râd de un lider musulman, nu? Cu ironie chiar în titlu au spus. Un lider musulman care spunea că coronavirusul este pedeapsa lui Allah și tot el s-a infectat cu coronavirus. Deci, fraților ortodoxi și info, ori aveți încredere în ce spun oamenii de știință, ori nu aveți încredere. Sau dacă e vorba despre musulmani, atunci e căh și nu se pricep oamenii ce e. Dar dacă ar fi vorba despre ortodoxi, atunci nu, a noștri se pricep. Ia să vedem niște videouri cu mulți ortodoxi, inclusiv preoți, cler, care s-au îmbolnăvit necrezând în vaccine, necrezând în ce spune omul, nerespectând carantina și așa mai departe. Deci constatăm
În al 59-lea an de când omul a cucerit cosmosul, a zburat prima dată pe orbită, constatăm că mulți, prea mulți încă au rămas în grotă, în peșteră sau încă n-au ieșit din biserică unde le place să meargă pe brânci. Se pare că diferența asta de civilizație între oamenii de știință și oamenii care nu vor să știe nimic, nu vor să învețe, nu vor să înțeleagă lucrurile, devine tot mai mare și va crea conflicte tot mai multe în societate din cauza nedorinței de a înțelege. Ia uite, Ivan Kravchenko vă sfătuiește, măcar citiți pe Wikipedia cine este Bill Gates, pentru că cei care dau aici like și sunt groziți că Bill Gates vrea să-i omoare, habar n-au cine e Bill Gates, ce a făcut el în viața lui, câte milioane a dat din veniturile lui absolut legale, câte milioane a dat pentru cercetare, inclusiv pentru vaccin. Propaganda mincinoasă, zice Ivan Kravchenko. De unde acest site? Și uitați-vă că denumirea despre una scrie, iar în text e altceva. E, nu, scrie într-un colț acolo, scrie și despre reducerea populației în text. Dar da, titlul e pompieristic și oamenii nici n-au răbdare să citească acolo. Oamenii îi condamnă, înjură și nu pun deloc la îndoială. Asta e cel mai periculos, că toți escrocii continuă să speculeze ignoranța oamenilor și unii ajung chiar să apeleze la slogane din astea primitive, bolșevice, da? Gata, a, deci ți-a spus că e rău Bill Gates, să-l împușcăm, da? După aceea se va afla că nu era adevărat. E, să ne scuzați, da? Bravo, v-ați scuzat cam târziu. Deci cine crede că coronavirusul a fost creat de oameni sunt cam prostuți, cam limitați la minte. Acum 100 de ani a mai fost o pandemie tot de gripă din asta, tot cu un virus și oamenii atunci n-aveau știință capabilă să creeze arme biologice. Și atunci tot erau unii care ziceau că nu e adevărat, nu vreau să poarte măști, nu vreau să spele pe mâini și au murit zeci de milioane de oameni la scară globală. Acum avem deocamdată 130 sau nu știu câte 100 de mii oficial morți în jumătate de ani de când s-a lansat, de când a apărut virusul ăsta, dar victime s-ar putea să fie la fel de multe taman din cauza bigoților care vor merge acuși la Paște, la biserică, să ia lumină sau să-și sfințească bucatele, după aceea la Paștele Blajinilor și în felul ăsta vor continua să răspândească virusul, vor umple spitalele și acolo la spitale sunt medici care tot nu-s departe de biserică, au deseori biserica chiar în curtea spitalului și acolo s-au băgat o grămadă din banii publici care erau destinați medicinei, cercetării și s-au dus pe apa sâmbetei și astfel de medici în Republica Moldova, de exemplu, 30%, o treime din cei bolnavi sunt medici. E adevărat că acolo se fac testări doar 400 pe zi și azi chiar s-a făcut declarație recent, din 400 de testați, 100 sunt bolnavi. Deci dacă testezi numai medici, numai medici îți apar, nu? Dacă ar face 4.000 de testări, am avea deja 1.000 de bolnavi numai pentru ziua de azi. Dar nu are capacitate sistemul medical moldovenesc, pentru că, cum vă spuneam, s-au băgat bani în memorial, s-au băgat bani în fontane cântătoare, s-au băgat bani în sărbători. Țineți minte, 4 milioane a băgat într-un covor de flori, primara Chișinăului, o impostoare și tot așa. Și moldovenii aplaudă, se bucură de concerte și după aceea când ajung la astfel de ananghi își dau seama că n-are efect, nu folosea. Iar aici în România se bagă milioane în mega catedrală și în cupole aurite peste tot, în zecile de mii de biserici, de mănăstiri din România și se plâng că spitalele nu au dotări. Dar oare de ce oare? De ce ați acceptat ca o grămadă de bani să se ducă pe fleacuri? Ovidiu Cucu observă că
cei de la Sputnik, dar probabil Ortodox Info e fix din acela, din același concern mediatic de spălat pe creier, de intoxicat spațiul public, ca și Sputnik, ca și Russia Today, deci s-ar putea Ortodox Info să fie, de fapt, Pravoslavnic Info și să fie finanțat sau inspirat de la Moscova. Zice, s-a plictisit Sputnikul de Soros și acum s-a luat de Bill Gates. Cine e următor? Mark Zuckerberg. N-ar fi greu, mai ales că e evreu. Iată, unii deja mai spre final au început să se prindă că e prostie. Exact, și Nadejda Druță. Măcar la final constat, iată, în ultimele 15 minute, unii s-au prins că e prea gogonată și nu mai cred. Iată, Ian Toma chiar e... e deranjat de lunaticii religioși. Cam asta e situația. Îmi pare rău că nu există. Am denunțat la administratorii grupului ăsta, dar văd că nu există administrație pe grupul ăsta cu simpatizanții, prietenii cărora le place Jurnal TV, ca să intervină să oprească astfel de intoxicații. Și dacă nu intervin, oamenii continuă să vadă, să distribuie, să dea like și asta e periculos. Dacă vrea cineva să intre cu mine în direct, să comenteze ceea ce am zis eu până acum și despre cucerirea spațiului și despre risipa de fonduri pe biserici, mănăstiri și alte jucării, vă propun să mă sunați pe Viber sau pe Skype. Vedeți afișat aici numărul și numele. Iar pe Facebook puteți să-mi scrieți un mesaj privat și vă sun eu înapoi cu apel audio, pentru că pe Facebook nu mă puteți suna cu video. Ați văzut, m-a sunat omul mai devreme și nu s-a putut auzi. Sergiu Istrati glumește, azi sărbătorește ziua câinelui meu, un câine de rasă husky în stare fizică de invidiat, pe care îl cheamă Cosmos. Am înțeles, dacă e născut pe 12, da, se poate. Se spune că mor doar persoanele cu alte patologii recente și un oarecare vaccin nu este real, zice cineva cu pseudonim, probabil, că nu pare să fie nume real. Cum să nu fie real dacă te ajută vaccinul să nu te infectezi, de să nu se răspândească, să ai anticorpi față de acest coronavirus, tu rămâi cu diabetul tău, cu cancerul tău, cu obezitatea ta, cu ce mai ai acolo și poate fi mortal și mori când îți vine timpul, eu știu, după 2-3 ani de la diagnosticare sau când te plictisești să mai mergi la tratament sau când nu reușești radiochimioterapia, pe când coronavirusul te ia într-o săptămână, ați văzut? Da? S-au blocat plămânii și gata. Dacă ai noroc să prinzi medicină intensivă, aparat de respirat de acela artificial, încă mai ai șanse să supraviețuiești. Dar dacă e plină secția aceea de reanimare, atunci rămâi pe coridoare și mori sufocat. Chiar dacă ai mai fi avut câteva luni, câțiva ani de trăit. Și mor și oameni perfect sănătoși. Am văzut că a murit un campion la atletism, au murit oameni tineri sănătoși. Deci nu vă lăsați pe tânjală că mor numai cei slabi, bolnavi. Și din contra, s-au vindecat oameni de 100 de ani, de 90 de ani. Lucrurile sunt mai complicate, nu credeți zvonurilor. Andrei Grițco zice, da, toate spațiile au fost cucerite și nu știu la ce se referă, dacă la spațiul cosmic sau la alte spații, dar eu sunt mândru de ce a reușit să facă omenirea până acum și cred că a fost o investiție bună, cercetarea cosmosului și cercetarea științifică. Îmi pare rău că oamenii totuși nu înțeleg cât de importantă e asta și nu continuă, dar, cum ziceam, risipesc banii pe fleacuri. M-am uitat pe chat, sunt două mesaje, dar care n-au legătură cu emisiunea mea, deci probabil
oamenii nu au de gând să intre cu mine în discuție. Pe Viber, pe Skype, tot așa, oamenii stau deoparte. S-ar putea să fie probleme pe Facebook cu transmisiunea asta live și de asta, nu se știe câți privesc acum, de asta mă grăbesc să închei transmisiunea așa, după jumătate de oră. Și poate în orele, în zilele următoare, voi mai face live-uri la care poate să puteți participa și voi. Stai că mă sună Valeriu Gușan pe Skype, dar nu știu de ce Skype-ul nu reacționează decât pe... Valeriu, stai că te sun eu înapoi, pentru că îmi sună doar telefonul, dar nu știu de ce în computer nu vrea să reacționeze. Și am deschis Skype-ul, dar... Te sun eu sau sunăm încă o dată? L-am găsit eu pe Valeriu și îl sun eu acum. Vrea și el să participe la discuție. Eram cât pe ce să opresc. Alo. Salut. Da, Valeriu, noroc. Da, și nu merge Skype. Cum nu merge Skype-ul? Iată, în sens că ce, nu mai vezi sau ce vrei să vezi? Nu, că am sunat și ne e... Păi ți-am închis pentru că nu știu de ce nu s-a pornit pe computer, numai pe telefon suna și atunci a trebuit să te sun eu înapoi. Bine, și pot spun cu ziua... Asta e unic, cred, în afară de războiul și ala care am 11, 9 mai... Pobeda Biesia să cuprindă tot spațiul post-sovietic, mai iau un lucru, da, la care mai recurg ăștia, spunem, nostalgie de Uniunea Sovietică sau victoria lor, că ei au fost primii Uniunea Sovietică care au trimis un om în spațiu cosmic. Și în principiu cam cu asta toate în rusă dostijenia, dar în română să fie realizare. Toată realizarea Uniunii Sovietice și cam cu asta au fost. Și o victorie care a fost mai mult o pierdere, un dezastru a omenirii. Păi nu, că taman am ajuns la tema asta, demnă de polemică. Merita Uniunea Sovietică să facă atâtea sacrificii, că mult sigur o lua de la gura copiilor, de la cănine, de la oameni săraci, da, ca să... Ce s-a întrerupt? Nu știu de ce. A apăsat Valeriu pe ceva, așa cum mă sună el înapoi, probabil. Am spus că o să mă sună el înapoi. Alo? Alo, la mine sau la tine? Nu știu cine, ai apăsat tu sau am apăsat eu nu, ceva? Nu, eu n-am apăsat parcă nimic. Înseamnă că ne bruiază asta, mafia. Bill Gates. Da. Da. S-au intrat COVID-ul în internet și gata. Chestia trașeie că se merita de luat bani, că erau ei mai mult investeau, dacă noi nu greșăm, la dânsii în rusă iarăși, să apelez, львиная доля, da? Bucata cea mai mare din produs intern brut, din bugetul statului, el investeau în armament. Ei aveau, Uniunea Sovietică avea cea mai mare armată din pe pământ, avea jumătate de Europa cu tancurile lor și cu bocanilor, erau până la Varșava, până în Berlin chiar. Da, sau... Cuba n-ai văzut? Sau Cuba, țări din America Latină, Venezuela și tot așa? Economie aveau ioc, dar vreau să pui cu statele puternici care au economie, da? Cum erau Statele Unite ale Americii. Și deci, în principiu, au prea mult efort în armament ei au băgat. Ei dacă băgau cel puțin jumate din cât o băgat în armată, băgau în spațiu cosmic, cred că nu numai primul om în cosmos, dar aveau și alte realizări, cum prima colonie pe Marte puteau să o fac tot ei. Numai că eu leac mentalitatea asta asiatică, eu pus investească nu chiar acolo unde trebuie. Mai mult investeau în armament, în distrugerea omenirii, decât în dezvoltarea și în creșterea chiar spațiului, ieșirea de pe glob pământesc. Pe viitorul, cred că nu-i departe timpul când noi să începem ne duce pe colonie, da? Marte noi să fie o colonie. Alți sateliți al lui Jupiter, Saturn, la fel să fie o colonie ale Pământului. Până când noi în sistemul solar
Deci noi ne putem permite rachetele noastre, care puterea, știința la care noi până la moment suntem. O ajuns Voyager-ul transmite de la miliarde de kilometri distanță, de cât vreo 30 de ani în urmă l-au trimis și a ieșit de mult din sistemul solar. Dar da, îți dai seama câți ani trebuie să călătorești ca să ajungi acolo. Dacă să ieși din sistemul solar, noi încă nu avem tehnologia care să ne permită să ieșim din sistemul solar. La moment noi putem să colonizăm. Dar tehnic am trimis deja. Ți-am zis, au trimis și poze de acolo. Suntem un fir de praf așa ea, pe o dungă luminată. Știu. E oricum, la moment noi putem să colonizăm, despunem așa, în viitoare 50 de ani, noi putem să colonizăm, cum s-a spus, planeta Marte și câțiva sateliți al lui Jupiter, al lui Saturn. Asta e, dar noi încă suntem într-o epocă, într-o mentalitate foarte îngustă și foarte proastă, da? Deci ne uităm la moldoveni, da? Stataliști. Noi 90 sau 70, dacă eu nu mă greșesc, la 100, sunt stataliști, care îi consider că îi se mândresc cu sărășia asta care o au. Ei sunt sărași de nu mai pot și îi se mândresc că ei sunt sărași. Iubesc și nu eu pături de monumente, crearea, bani se creează, iubesc soroc, atât monumentele este prin oraș, dacă îi văzut, inimioare și iubesc un oraș oarecare, nu contează cum se numește-l. Chișinău, soroc, chestii, șmestii. Și asta acum e manifestare de primitivism, Valeriu. Da, de ce? Că poți fi și unionist primitiv, nu crezi? N-ai întâlnit? Da, sunt mulți. Chiar stimam un băiet pe Vlad Bilețchi. Dacă n-am văzut că el dă-mi deja șeci să bate cu curul de cimitirul și ăla de al pe eroilor, da. Chiar pare o leacă aberant. Și știu, dintr-o parte, el se bate cu curul pe cimitirul și ăla și ăștia pe 9 mai se bat cu curul la cimitirul ocuparea Basarabiei. Ai observat similitudinea, da? Da, e una și aceeași lucru, numai că sunt pe extreme diferite. Eu încercam, am făcut și un live, să le spun, băi, e tot aceeași prostie, terminați, nu se merge, hai să ne ducem în viitor. Și noi n-a să ne ducem departe, da? Cu stataliști ăștia, cu unioniști ăștia care pupă monumente, nu văd sensul. Noi cheltuim bani, o grămadă pe nimicuri. Și oameni care vin și le spun, băi, nu-i bine așa, da? Chiar și Bill Gates, omul a făcut o investigație, da? Care încearcă cumva să scoată oamenii ăștia, da? O tehnologie, da? Internetul, care nu ne leagă la moment. Practic, el a fost unul din fondatorul acestui, spunem, progres științific. Dar nu e că de-al de info ortodox, îl critic. El ne omoară, el nu știe acolo, vrea să ne controleze, virus. Bun, dar tu ești activist civic, promovezi drepturile omului. Crezi că ar fi corect, legal să li se închidă trompeta? Să li se limiteze. Sau să apară ca un avertisment. Este o informație toxică, mincinoasă. O mitologie, da? Un site mitologic. Și un om care a spus, da, să ne uităm la povești. Nu e... Și noi citim povești la copii, da? Că e bine, că e rău, să mai puțin contează deja, dar când este acolo specificat, este un site de mitologie, specificat pe mitologie. Și deja orice informație omul o să o primească ca o poveste, ca nu la care trebuie să tragă mare atenție. Nu vezi că ca sunt și site-uri de pamflete și oamenii nu se prind și s-a prind, se inflamează. O, ia uite ce-a făcut, acolo e un pamflet, e bătaie de joc, e mișto. Da, chiar și eu odată m-am prins la un pamflet de ăsta, nu mai țin. M-am râs, am distribuit, pe urmă m-am revizuit, am văzut, stai olea, că eu rasnă. Așa e, nu, greu analizăm încă până când. Creierile noastre încă nu prelucrează cum ar trebui să lucrează. Bun, Valeriu, deci tu urmăreai transmisiunea pe Facebook și merge, chiar dacă mie mi-arată eroare. Da, merge, că eu mă uit, am pe a doilea dispozitiv. Și ne arată că sunt 18 oameni să uită. Ciudat, mie da. Nu mi-arată deloc imagine și îmi spune că e o eroare. Nu, este, merge, se vede bine. Și asta, vreau să îndemn oamenii care se uită la muspi, să acorde atenție la alte lucruri, la lucruri reale, la oameni vii și nu la trecut, nu la istorie, nu la mituri, mitologie și tot așa mai departe. Dar dacă cercetează istoria, să o cercetează științific, da? Așa au avut cum îl atacă credincioșii pe Bill Gates, eu fac o analogie cum, iarăși, aceeași religie ataca pe
nu țin minte care a fost savantul, care a spus că planeta se învârte în jurul Soarelui. Galilei. Nu, care a fost ars pe rug. A, Giordano. Da, oamenii mai gine să-l ardă pe om pe rug decât să primească adevărul sau să pui cap în mișcare. Da, pe urmă și-o a dat seama, dar deja peste sute de ani, băi, așa l-au avut dreptate, da? Omul și-a l-a făcut savant, l-a făcut om deștept, creie, eu numit, de-a spune, străză în numele lui, cărți au deschis, da? Academii, dar asta puțin deja contează, după ce l-a iasut pe rug. El, când era viu, putea să mai fac ceva. La fel și cu Bill Gates, gine cam unul pur și simplu critic pe site-urile astea, dar mereu că să nu-l pui la pușcării sau să nu-l ardă iarăși pe rug, pe al de Bill Gates, pe Elon Musk și alți oameni care încearcă ceva să schimbe. Îi demonizează. Dar e ciudat da, și... Iar o trăsătura noastră din istorie. Noi din tăi îi răstignim, îi ardem pe rug, le punem la pușcării, pe urmă îi facem sfinți, puteți, da? Asta nu s-o cot că e normal. Da, iată despre Elon Musk ai zis, dar el a cheltuit din banii lui ca să dezvolte un program spațial și să facă rachete. Deci înseamnă că nu e atât de mare cheltuială dacă își permite un om și care nu era bogat până mai ieri. Un bogățit din nu știu ce chestii acolo. Este într-o șeie că deci înseamnă NASA, state... Roscosmos, NASA și chestia asta spațială europeană, e birocratizată și mafiotizată și acolo, ca și în Moldova, se fură bani prin structurile astea de stat, se spală bani. Și da, de atâta cheltuieli la NASA sunt milioane și nu poți face practic nimic, nu m-ați strimat niște sateliți din când în când, pe când un cercetaj de asta cu bani puțini poate să facă lucruri mari, că încă în corporația lui nu se fură atât cum se fură în corporațiile astea de stat, cum este NASA, Roscosmos sau alte corporații. Asta, încă suntem hoți. Asta trebuie să-i recunoaștem. Și nu numai în România de Est sunt hoți. Și nu numai în spațiul românesc, dar chiar pe glob suntem hoți. Trebuie să o recunoaștem. Care mai puțin, care mai mult, dar asta-i. Mai vrea cineva dintre copii să ajungă cosmonaut, astronaut, cum doream noi eu, să ajungem eu ca Gaba. Vreau cosmos. Vreau vrei cosmos și acum, da? Și nu scopchil. Oho. Dar ești născut în URSS de asta. Dacă să... Mai ajung până acolo, ca să mi-e permit sănătatea, cred că aș vrea să mă duc. Știu că recrutau oameni care să meargă pe Marte în colonie da, aceea, da, dar nu se știe. În 2016 trebuie să fie prima expediție pe Marte, au anulat-o pe 2008 și pe 2019 și în genere au anulat-o cu tot și am început Elon Musk și nu știu, nici n-am urmărit. În 2021, pare-mi că cu criza economică, cu COVID-ul ăsta o să se întârze iar orice program, da, orice investiție. Da, așa că azi mai stăm pe mână. Bun, Valeriu, mulțumesc pentru apel, pentru intervenție. Ți-i mulțumesc pe accept. Dmitri Petrenco zice, copiii mei vor în spațiu și eu vreau în samc și mai sunt cavalieriu. Eu, na, am citit tare mult proză fantastică, SF, dar nu mi-am dorit. Adică visam așa ca copil, mă imaginam în spațiu, dar sunt și fricos și nu mi-am dorit să risc așa, să zbor cu racheta aceea, sunt gravitația înzecită și după aceea imponderabilitatea. Dmitri Petrenco, tot el zice și despre Copernic. Dar Copernic, poate da, și el și Galileu, toți oamenii de știință erau în pericol să fie declarați vrăjitori și arși pe rug, dar el n-a pățit ce a pățit Giordano Bruno. Dar mă gândeam acum în condițiile astea de carantină, de izolare la domiciliu, săracii oameni de știință, astronauți sau cosmonauți, depinde din ce țară și cum se numesc. Noi stăm de o lună în casă și suntem obosiți și deja vrem să ieșim. Dar ei dacă stau în celula aceea cu lunile, numai Gagarin nu a stat câteva minute, un ceas, nu știu cât a stat el acolo. Dar ăștia alți sunt unii care au stat mai mult de un an. E adevărat că stația aceea deja s-a făcut mare, s-a întins în tunel, e enorm acolo cât o clădire și treci dintr-o cameră în alta, te mai plictisești.
dar nu calcă pe pământ de un an. Ei văd pământul numai în geam și e așa. Sau o leacă mai mare, albastru, așa. Sau negru noaptea când se văd luminițele și atât. Deci ei nu calcă pe pământ cu anul. Dați seama ei în ce stres trăiesc și încă și fără gravitație. Așa că haideți să ne sacrificăm de dragul științei și de dragul sănătății planetei. Hai să mai stăm izolați în casă, urmați îndemnul meu de aici, stați în casă și continuați să mă urmăriți. Valeriu a reușit să prindă live-ul, dar alți doritori n-am mai văzut între timp. Să-mi scrie cineva pe chat care vrea să intre cu mine și de aceea mă gândesc să opresc. Mulțumesc tuturor pentru interesul manifestat, pentru participare cu comentarii, măcar de acum, dacă mai vedeți video, dați-i like, share, indiferent pe ce rețele sociale îl găsiți. Ajutați-mă să ajung la cât mai mulți oameni dacă apreciați munca mea. Noroc!